Abia ce am plecat din Horodiștea, ne-am oprit un pic pentru o mică pauză de hidratare. Astăzi avem un plan să ajungem pe malul Siretului. Până acolo vom trece prin Dorohoi și vom face un mic popas la Ibănești. Ibăneștiul reprezintă pentru mine un loc drag, acolo am crescut în primii ani de viață. Cumva mi-e dor de acele locuri. Vom avea și astăzi un traseu destul de dificil, o să fie multe dealuri în calea noastră, cred că undeva la 80 de km de pedalat, dar sperăm să facem față. O pauză pentru niște dude. Asta e casa unde am copilărit. Aici am petrecut primii ani din viață. Sincer vă zic că mi-e rar să revin. Am ajuns în final și la Ibănești, unde avem un borș de carne extraordinar. În răcit, în pieia, adică în răcit nu a fost carne multă. A fost suficient, a fost suficientă. Eu mai țin un zamar și conținutul și ala mai tare. Dar foarte bun borșul. Mi era dor de... Mai vine seama mai cât mai trăiesc pe urmă. Când îți vine, vă să aduci aminte și băiatul ăsta să aduci aminte. O, alea mă, sa baba ce... E greu să ajungem prima dată, că după aia vă săturați de noi. Dar bine să iei domnul la toamnă, la porumb. Cine face porumbul? Venim. Mă face mamaia, face coșarul. Vă spun din cutia cu amintiri. Am găsit o poză cu mine de când eram mic și cu mamaia. Când eram mic eram blond. Între timp lucrurile s-au mai schimbat puțin. Și era gras. Și gras, da. Scoatem puțin apă proaspătă de la fântână. După care ne pregătim încet să o luăm din loc. Pentru că mai avem un drum încă destul de lung până la Siret. Aici la Ibănești vom reveni probabil luna viitoare. Am ajuns într-un final și pe malul Siretului, o zonă superbă și mulțumesc lui Alex pentru recomandare. Cu plăcere, bine ai venit. Bine te-am găsit. În zona Siret, suntem aproape de granița cu Ucraina chiar. La 500 de metri, da, nu? Cam așa, vreo 500 de metri până la granița cu Ucraina, aici intră Siretul în țară. Fain, o zonă foarte bună de avat, de știucă, puțin mai sus unde sunt ceva varduri, este și Cleanul. Da, din păcate nu știu dacă o să apucăm astăzi să pescuim, se face seară și... Va trebui să punem corturile, însă dimineață, dacă avem ceva timp și vremea ne permite, cu siguranță vom încerca câteva lansări și aici, mai ales că zici că pește e. Și sigur că e, că am văzut la tine că e. Canalul lui Alex îl găsiți în descrierea clipului, dar oricum, sunt sigur că îl cunoașteți, majoritatea dintre voi îl știți. Mersi mult încă o dată și te așteptăm la Brașov. Ok, accept invitația pe viitor, poate. Mersi mult!
că s-a făcut și dimineață și ne-a revenit și cheful de pescuit. Acum să sperăm că vom prinde ceva. Uite-l! Oh, uite-l! Hop, hop! Ai ușurel, așa? Ia uite, o mârliță! Hop, că a scăpat! Ce fain! Da, uite, chiar la prima lansare a și atacat. Nu era mare, era o mârliță mică, dar măcar i-am văzut culoarea. Și cu siguranță mă incită să dau și să continui. Începem cu o mică oscilantă. O oscilantă TV de 2 grame. Și să încerc să lansez chiar în marginea curentului, perfect. Voi lăsa să cadă puțin. Îmi dau seama dacă e pește sau nu. A, este pește, da, este. O, e ceva frumos. Cred că e mârliță totuși. Sper să nu fie mârliță, să-mi taie firul. Hai să vedem, da, după cum se zbate mârliță, pare să fie. Să mai strâng un pic firul. Am un fir destul de subțire. Un 0.12. Aseta este destul de rigidă și nu-mi permite să o joc din lansetă. Da, uite, o mârliță. Ah, hai că e prinsă bine. Nu e mare, dar având firul subțire, nu am altă variantă decât să o las să-și facă de cap. Totuși prână. Să aduc ușurel așa pe... Hop! Treci încoace, mă. Treci încoace, mă. Uite ce rea e. Hai, vină ușurel așa. Și primul pește pe siret. După ce am scăpat o mârliță dimineață, a venit momentul să mai prind una acum. Cam asta e. Nu e mare. Nu e mare, dar eu mă bucur că am prins un pește pe siret. Acum putem pleca liniștiți spre următoarea destinație. Deși totuși o să mai fac câteva lansări aici. Înainte de a elibera știuca. Frumos! Bun, hai să mai facem câteva lansări, poate mai păcălim un pește, cine știe. Oricum, important este că am prins unul. Până acum în această mică expediție am reușit să prindem clean, biban și știucă. Mai avem câteva specii de punctat, cum ar fi avatul, șalăul și, bineînțeles, păstrăvul. Am găsit o mică baltă. În general, în astfel de locuri mai ascunde câte știucă. Nu e foarte adâncă, dar o să fac totuși o lansare, două. Să vedem ce se întâmplă. Thank you.
cam ajunge pe Siret. Va trebui să ne pornim la drum. Noi ne revedem data viitoare cu o tură spre pasul Ciumârna, cum ziceam. Dar până atunci eu vă salut și toate cele bune. Respect.